Ca tehnologie de ultimă oră, noul Renault Clio are un număr mare de echipamente la bord, precum această vizualizare la 360 grade, care combină camerele și senzorii cu ultrasunete plasați pe barele parașoc din față și din spate. Acest sistem de asistență la conducere vă va face viața mai ușoară. Senzorii detectează obstacole din față și din spate, ca și din părțile laterale ale vehiculului. Acești senzori și vizualizarea la 360 grade sunt sisteme de asistență folositoare pentru manevrele dumneavoastră de parcare. Imediat ce cuplați marșarierul sau poziția R pe o cutie de viteză automată, vizualizarea la 360 grade este declanșată folosind camerele din spate. În acest mod, beneficiați de o vedere panoramică asupra tuturor lucrurilor din jurul vehiculului. Aceasta se menține până la maxim 12 km pe oră. Dacă doriți să activați manual vizualizarea la 360 grade, apăsați pe acest buton. Vederea panoramică și vederea din față vor fi apoi afișate. Această vizualizare la 360 grade pe care o vedeți pe ecranul sistemului multimedia EasyLink este de fapt construită de 4 camere plasate pe vehiculul dumneavoastră. Cea din față, una la fiecare dintre cele două retrovizoare, laterale și una în spate. Puteți apoi parca cu ușurință cu deplină serenitate. Când treceți repede din marșarier la mersul înainte, vizualizarea afișată pe EasyLink se schimbă. Veți avea acum vederea panoramică și camera din față. Această vizualizare este menținută timp de 5 secunde. Vizualizarea la 360 grade se dezactivează când sunteți în poziție neutră, N sau P, pe o cutie de viteză automată, timp de mai mult de 3 secunde. Dacă activați manual sistemul, rețineți că acesta va fi dezactivat automat dacă conduceți cu mai mult de 10 km pe oră sau dacă nu utilizați levierul de viteze după 3 minute. Puteți, desigur, apăsa din nou pe contactor sau pe butonul acasă din EasyLink pentru a dezactiva vizualizarea la 360 grade. În funcție de modelul și echipamentul pe care le dețineți, pot fi afișate simultan mai multe tipuri de vizualizări pe EasyLink. Atunci când sistemul este activ și dacă modelul dumneavoastră o permite, puteți comuta între diversele vizualizări selectându-le pe sistemul dumneavoastră multimedia EasyLink. Acest lucru vă permite să vedeți toate obstacolele prezente în jurul vehiculului dumneavoastră. Indiferent de vizualizarea aleasă, veți vedea liniile de traiectorie în culoare albastră, reprezentând direcția pe care noul Clio o va lua, în funcție de unghiul pe care îl aplicați volanului. Sunt de asemenea vizibile și contururi colorate gradate în funcție de distanța de la bara parașoc. Culoarea verde indică o distanță de aproximativ 1,5 metri de la vehicul. Culoarea galbenă indică o distanță de aproximativ 70 cm. În cele din urmă, culoarea roșie indică o distanță de aproximativ 30 cm de la bara parașoc. Puteți reglați anumiți parametri ai vizualizării la 360 grade. În meniul acasă al sistemului multimedia EasyLink, apăsați pe setări, apoi selectați asistență la parcare din fila vehicul și apăsați pe cameră. Acești parametri sunt de asemenea direct accesibili prin comanda rapidă setări când vizualizarea camerei este afișată pe EasyLink. Puteți apoi regla contrastul, strălucirea și culorile imaginii afișate cu ajutorul butoanelor plus și minus. Important, tehnologia și camerele pot crea o diferență de percepție între distanța reală și cea afișată pe EasyLink. La confruntarea cu urcarea pe o pantă abruptă, distanțele afișate sunt mai apropiate decât în realitate. La confruntarea cu coborârea pe o pantă abruptă se întâmplă opusul. Distanțele sunt afișate mai departe decât în realitate. În cele din urmă, fiți conștienți că mărimea obiectelor nu este întotdeauna redată fidel, fie ca înălțime, fie ca volum. Pentru a evita ciocnirea cu orice, nu utilizați vizualizarea la 360 grade în locul monitorizării personale a condițiilor de drum de către dumneavoastră. Rețineți că vizualizarea la 360 grade nu trebuie să înlocuiască vigilența dumneavoastră ca șofer. Fiți întotdeauna atenți și prudenți pentru a manevra în cel mai bun mod posibil. Pentru a garanta funcționarea sa, asigurați-vă că întrețineți și păstrați curată camera. De asemenea, asigurați-vă că trapa batantă pentru deschiderea mobilă spate este complet închisă. Acum cunoașteți toate beneficiile vizualizării la 360 grade. Veți putea să manevrați la un nivel înalt de confort la conducere și cu deplină serenitate. Conduceți cu plăcere cu noul Renault Clio.